Care sunt principalele operații care vă confruntați la moment de aparat, principalele cazuri chirurgicale? Am făcut recent o statistică pe ultimii 2 ani a secției de chirurgie. Am putut trage niște concluzii. În principiu, avem în jur de 7-8 tipuri de operații pe care le facem mai frecvent, operații care se pretează să fie făcute în sistemul privat, cu spitalizare scurtă. Aș aminti dintre operațiile principale herniile, hernia inghinală, hernia umbilicală, eventrațiile, postoperatorii cu plasă sau fără plasă, colicistectomia, cura varicelor, cura patologiei anoperianale, cu hemoroizi, fistule, fisuri. De asemenea, ne putem lăuda cu destul de multe operații de glandă tiroidă făcute în clinica noastră, cu rezultate foarte bune, cât și operații pe tubul digestiv, operații de stomac, colon, pe care de asemenea le-am făcut nu în statistic, nu foarte multe, dar eu zic cu rezultate până acum bune. Fiecare patologie are un algoritm pentru indicația chirurgicală. În principiu, orice nodul sau mai mulți noduli ai glandei tiroide au nevoie de investigații paraclinice, de ecografie, eventual de puncția ghidată ecografică a nodulului și analize de sânge hormonale pentru determinarea tipului de nodul și a eventualei conduite chirurgicale. Noi facem chirurgia tiroidă în colaborare strânsă cu compartimentul nostru de endocrinologie. Ne consultăm reciproc la fiecare caz pretabil la chirurgie și stabilim împreună indicația operatorie. Noi avem în clinica noastră un algoritm de selectare a cazurilor pe care le suspicionăm de a fi neoplazmă de tiroidă. La multe cazuri, cu nodul dubioș, facem o puncție preoperatorie care ne îndrumă sau nu se va atitudine chirurgicală. Cancerul de tiroidă este destul de rar și cu o speranță de viață foarte bună. 90% din neoplasmele de tiroidă au un tip histologic care se poate trata postoperator foarte bine cu tratament oncologic, chimio, radioterapie, postoperatorie. Noi facem în clinica noastră operația, estimarea imediată postoperatorie, după care îndrumăm pacientul la oncologie pentru un tratament complet oncologic. În cazul cancerului de tiroidă se face ablația totală a glandei tiroide, o operație mai dificilă decât operația pentru un nodul simplu de tiroidă sau pentru gușă tiroideană, operație care este supusă accidentelor și complicațiilor de 3 ori mai frecvent decât o operație normală, o ablație subtotală de glandă. Este o operație destul de dificilă, care ține destul de mult, dar cu atenție, noi cel puțin am reușit să nu avem complicații. Noi ținem pacientul în jur de 2 zile în spital după operație de tipul ăsta. În jur de 2 săptămâni primim rezultatul histologic al glandei tiroide, după care îndrumăm pacientul în caz de neoplasm într-un centru oncologic pentru finalizarea terapiei oncologice. Care sunt
sunt simptomele pe care le acuză pacientul care suferă? În general, în marea majoritate a cazurilor, este vorba de noduli descoperiți întâmplător la un examen de rutină endocrinologic. Se fac ecografii, se descoperă noduli care de obicei nu se simt clinic. Pacientul, dacă nodulii sunt superficial, poate să simtă nodulul palpându-se la nivel cervical. De asemenea, pot să existe dureri, pot să existe tulburări de deglutiție. În cazul în care nodulul comprimă căile respiratorii, poate să apară tulburări de respirație. Dacă vorbim de un neoplasm mai invaziv care atinge structurile nervoase, putem vorbi de tulburări de fonație, de vorbire. În funcție de localizarea nodulului canceros, de mărimea lui, putem vorbi de manifestări clinice diferite. În cazul nostru, la glanda tiroidă, doar circa 5%, 10% din cancere sunt foarte invazive, respectiv nu putem vorbi de operații foarte urgente, dar operațiile trebuie făcute cât mai repede ca să descoperim tipul histologic de cancer și să eliminăm posibilitatea unor ulterioare metastaze, răspândiri la alte organe. La ce simptome a trebuit să fie atent pacientul după operație? Adică există posibilitatea de recidivă în cazul cancerului de continuare, da, și ceva? După operațiile noastre, în cazul în care histologic vorbim de cancer, trimitem pacientul la oncologie unde îi se face tratamentul oncologic și pacientul este chemat la controle de rutină. Stabilim noi la câte luni să vină în funcție de situație. În aceste controle pacientul este examinat atât local prin ecografie, facem analize de sânge, cât și controle generale pentru stabilirea unor eventuale determinări secundare, pulmonare sau hepatice. Trebuie făcute niște investigații pe care le facem 6 luni la un an după operație. V-ați confruntat cazul în care pacientul să ajungă târziu în stadiul avansat la dumneavoastră? Din fericire, n-am avut situații depășite terapeutic la care să nu se poată face, să nu fie indicată operația și să nu să facem cura chirurgicală. Avem pacienți pe care am operat cu neoplasme de glandă tiroidă pe care îi urmărim în continuare. Sperăm să nu dezvolte determinări secundare sau alte probleme. Nu avem deocamdată cazuri grave. Ce se întâmplă când operația totuși nu dă rezultat ascultat? Când pacientul dezvoltă probleme după? Există o serie de procede de tratamente oncologice care abordează tocmai aceste recidive locale sau determinări secundare ale neoplasmului. În colaborare cu oncologul stabilim conduita terapeutică, poate fi vorba de continuarea chimio- sau radioterapiei sau de o reintervenție chirurgicală locală cu viză de curățire, de completare a operației inițiale.